Elefantica Bella este cărticica pe care i-am citit-o Mirunei încă din primele luni de viață. Bella, un pui de elefant, mai exact o elefantică, trăia cu mama sa pe pășunile pline de iarbă din Africa. Soarele era foarte fierbinte. Cum aș putea să mă răcoresc, întreabă elefantica. Am să-ți arăt, răspunse mama ei. Șvușc! Mama își stropi puiul cu apă, folosindu-se de trompa ei. E tare distractiv, chicoti Bella bucurându-se de duș. Benji, fratele lui Bella, hotărâ să se alăture și el. Șvușchi! El o udă pe sora lui cu o trompă plină cu apă, după care ea îl udă la rândul ei. Așa este și mai distractiv, râse Bella. Bella voia să se mai joace, dar celelalte animale începură să părăsească ochiul de apă. Deodată apăru un pui de leu. N-ai vrea o bătaie cu apă, domnule leu? Îl întrebă Bella stropindu-l ușor. Nu-mi place deloc să mă ud, râgni leul. Din senin apăru tatăl puiilor de leu. Acesta era un leu fioros, nervos, care și apăra fiul. Eu am vrut doar să ne jucăm, spuse Bella. Dar leul, supărat, mâria și își arăta dinții ascuțiți. Din fericire, mama Belei a văzut scena și a venit să o salveze. Mama elefant și ceilalți elefanți în turmă au pus leii pe fugă. Leului nu-i place să se joace cu apă, îi explică mama puiului de elefant. Ai fost norocoasă că leul nu te-a rănit. Bella era supărată și se hotărâ să facă o plimbare. Oare ce miroase atât de neplăcut? Se întrebă ea. Era mirosul unui incendiu. Sub soarele arzător, iarba uscată a pășunilor luase foc. Bella văzu prima focul. Ea știa că ploaia poate stinge focul. Trebuie să fac să plouă, își zise Bella. Astfel că își umplu trompa cu apă. Jvușt, șviști, hiș! Micuța și curajoasa elefantică a început să stropească cu apă rece, aducând cu trompa un rând, încă un rând și încă un rând de apă peste flăcările puternice. Treptat, acestea începură să se stingă, iar în final, incendiul se stinse. Ura! Strigă Bella. Celelalte animale văzură ce treabă bună a făcut Bella. Ele veniră și se adunară în jurul trompei ei. Ești o elefantică tare deșteaptă, Bella, spuse mama ei ridicându-și trompa cu mândrie. Tu ne-ai salvat pe toți dintr-un mare pericol, au strigat animalele. Chiar și leul, regele animalelor, se arată fericit. Îmi pare rău că te-am gonit mai devreme, Bella, spuse el. Acum mă bucur sincer că îți place să ne stropești cu apă. Aceasta a fost povestea Belei de la editura Flamingo. Dacă vă place ceea ce facem, dați abonare și urmăriți-ne în continuare.